Salutare toată lumea, numele meu este Bogdan și bine v-am regăsit la un nou episod de Triviador. V-aș ruga să pușiți butonul de like dacă mai doriți episodul de Triviador. Să revenim în forță cu această serie, să începem cu jocul, începem aici să ne jucăm. Lăsați-mi în secțiunea în comentarii dacă vreți să ne jucăm și cu, dacă vreți să mă joc și cu voi, cu abonații, să facem un episod alături de voi. Și scrieți-mi în secțiunea de comentarii dacă vreți să mai vedeți episoade de Brawl Stars, dacă vreți să mai vedeți episoade de Brawl Stars sau de GTA 5 online, când face curse nebuniși pe acolo, challenge în GTA. Dacă vreți să mai vedeți alfabetul Brawlerilor, fraților, pentru că am văzut că la chiar v-a plăcut și cu rata norocului pe Brawl Stars, am văzut că chiar v-a plăcut. Hai să începem. Ce nume au și ăștia? Petre Moise, ăsta e un nume ciudat, ăsta cu verde are un nume foarte ciudat, 10 Bogdan 10. Așa, hai să vedem, fraților, în ce s-a fondat trupa britanică de mamă, în 1932. Dacă e corect. Frate, ce stă la așa mult? Am luat locul 2. E foarte bine, pentru că la cu roșu ăsta Petre Moise 33 nu știu absolut nimic, că nu știu întrebarea asta. Pentru că mai zicea să vă abonați la canal, să apăsați pe clopoțel să fiți la curent cu tot ce postez eu pe canal. Și să mai scrieți-mi acolo în secția de comentarii cum am zis, dacă vreți să mai facem challenge-uri pe Brawl Stars, adică pot să fac challenge-uri pe Brawl Stars și propuse de voi. Că să scrieți acolo în secțiunea de comentarii dacă vreți să fac challenge-uri propuse de voi pe Brawl Stars. Aproximativ câte persoane mor anual în România din cauza Pua barnam, 100. Pua, dar, bă, dar mult. Mă, fii atent. Eu cu ăsta am dat fix 100 la fel amândoi. Mai el m-a făcut cu un minut. Cu o dat cu o secundă mai repede decât mine. Hai să vedem ce așa, din ce asta o pus aici. Acum am luat asta verde, acum n-ai știi tu ce nume are asta. Doamne mai. Hai să vedem. Avem aici. Dăm pe asta, pe teritoriu aici. Să vedem, fraților, ce întrebare. În ce an a devenit Ioan? În 2001, habar n-am cu... Mie îmi place fotbalul, dar nu știu când a devenit ăsta antrenor. În 2007. Bă, am luat și locul 1 la întrebarea asta. Totuși, antrenorul CFR Ioan Andone, în 2007, să devină antrenorul la CFR a fost foarte bine, zic eu. E ok. Punem aici. Așa. Punem aici. Hai că deocamdată spre locul 2. Are 32 de victorii, am 16 pe ăsta 6. Plus totuși, hai să la acest episod minim 8 like-uri. Câte limbi oficiale se vorbesc pe teritoriul Spaniei? Câte limbi oficiale? Bă, tată, 4. Mamă, ați văzut 4. Bine, fraților, pentru că am ghicit întrebarea, să nu uitați să bușiți butonul ăla de like. Deci, nu știu câte întrebare pe care o nimeresc eu. Mamă, ce tare! Bă, patru limbi oficiale se vorbesc în Spania. Totuși, uite ceva, fraților, ați văzut? Dar să bușiți butonul de like pentru acest lucru. Dați de butonul de subscribe. Acolo să vedem și o susținerea voastră la seria asta de Triviador. Că n-am mai postat de multe episoade de Triviador. În maxim 4 zile vine skin-ul pe Tick, la Crab Tick. Foarte mișto skin-ul. 80 de gemuri, ăla foarte ok și totuși că e primul schimb pe tic. Acum, Ana, nu suntem pe brot sau suntem aici pe triviador, trebuie să ne concentrăm aici. Bă, dar ce face ăsta, doamne? Ăsta nu mai atacă autor pe ăsta. Pe mine, direct. Bă, nu știu. Nu cred că a fost Eugen. Nicolae Grigorescu. Hai de capul meu. O să mă bat prima din... Care, așa, că dăm cu ăsta, dăm... Nu că asta chiar că n-am știut. Cât kilometri? Nu știu.
Habar n-am când mă sar. Pua, ia, ia. A, normal, frate, dă cu de alea. Normal. Să mă facem mai din întrebări prostești. Și frate, pe acvariu că e asta a doua. Nu știu. Pa nu, bă, prima era... O, ați văzut? Fraților, în ce an s-a format regatul Mării Britanii? Păi din cursă de mă... 1700. 1700. Bine, boss. Ca să nu mă bată ăsta așa. Bă, acum mă atac. Fac pariu că ăsta tot pe mine mă atacă, frate. Nu știu de ce am eu presimțirea asta. Ați văzut? Dumbrava min... A, uite asta, normal. Că... Ce prostul e ăsta, dumbră mă miroasă o jucă Diana Bulia asta cu Lizuca și cu Madrogule, dă ce rău te măi mălune? Vedem pe cine atacăm, eu zic să atacăm pe ăsta. Să nu ataca pe noi. Care era prenumele inventatorului radioului Tesla? Habar, Nigel. Nicola? Nicola, ce nume avea? Mă, frate, să știu că dacă are mașini și îi plac mașinile, normal să știi, dar acum n-a, fraților. Deci și voi. Hai să vedem. Tot pe mine, holy shit! Asta. Normal că era pam, era și primul și am crezut cel mai mare după cel mai lung. În jocul ăsta, cele mai lungi întrebări cam alea sunt într-un fel răspunsul. Rile, la unele întrebări. Vedem, mă trec în posta că asta cam mult, nu face nimic. Deci, DNA, difuzarea națională a animalelor, nu știu. Par și bine. Bă, de unde știi asta, frate? De unde? Băi, fraților, băi. Deci, incredibil omul ăsta. Incredibil. Ăștia, într-un fel, ăsta pe tremuiți sau nu știu care m-a atacat, da, de-a el. Nu m-am putut așa de întrebări proste, nu erau proste, erau de cultură generală, dați seama, da. Deci acum să atacă între ei, fii atent. Care este sinonimul cuvântului hotar? Mamă, ăștia, nu știu. Să vedem. Normal că ăsta era primul. Vai ce-i prostul ăsta. Aoleu. Hehehe. A, uite. Doamne, l-a lăsat pe ăsta. Hai să vedem, fraților, de să bușiți buna de like, să vă susțin la vostra seria asta de Triviador. Care este capitala Chinei? Ciprist. Toată lumea știe. Cum? Mamă, ce prost că Tokyo... Mamă, mamă, și Tokyo e orașul. Dar capitala nu știam la asta. M-am aflat. Păi ce întrebări, frate, prostești. Doamne, iartă-mă, bă, că așa ceva n-am eu, adică... Capitala Chinei. Eu asta normal că cred că are, nu știu câți ani are, dar cred că are. Cu ce se face mămăliga? Normal. Mălaia apăsare. Foarte logică, dacă nu știe, o știe. Care este raza media lunii în kilometri? Mă, ia să vedem. Știu ăștia. Foarte mult, mă, fraților, mă, extraordinar de mult. Și nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram la Trifur6. Bine, boss. Hai, vedem. Cum se numește obiectul de mobilier așezat de obicei lângă pat? Birou, noptieră. Lângă pat. Noptieră, dracu. Normal că noptieră. Bine, fraților. În câte luni a pictat? În câte luni? În 8 luni, na. Ca abar n-am. 15 luni. Yes! L-am făcut! Yes! Bine, boss! Hai vedem, voi fraților! Yes! Tot eu atac primul, bă, pe cine să le elimin, frate, să-mi construiesc aici în zidurile. Așa. L atac pe ăsta. Asta cam stă ca motul din... asta e prima. Care este denumirea tinerii locației? Normal că asta e prima, că cea mai lungă. What the fuck? Cum, doamne, să fie aia, frate? Păi, fraților, și scrieți-mi în secundă de comentarii dacă voi nu vă luați după cele mai lungi întrebări în jocul ăsta. Că altfel n-ai cum. Unele care sunt lungi întrebările, da, alea îți. Uite și tu. La ce disciplină sportivă a câștigat România cele mai multe? La gimnastică. Acum trebuia să-mi spargă prima dată asta și după să-mi ia.
De câte ingrediente este nevoie pentru pizza cap aluatul, ketchup-ul, de două, nu știu, 12, m-a luat. Bă, frate, bă, mamă, asta se bine. Cine știa, frate, care conducător? Bă, Audi, frate. Volkswagen, urmă că Volkswagen e Volkswagen Polo. Ce ai cine? A, uite, l-a fost, a fost Mercedes-Benz, Imperiul de Frustor. Normal că l-au blocat unul, fratele, pentru că vreau să bușiți butoana de like pentru această victorie, oricum câștigă, frate. Ce înseamnă? Transfer. Nu știu. Noroi. Ma. Da. Da, frate, l-ați văzut și voi, da. Adică, remiză. Bă, dar care au făcut remiză, mă? A, ăștia doi. Mușchii conțin apă în proprie 25%, maxim 15%. 80%! Holy shit, guys! Să mă bată sticletul! Da, nu, da, fraților, cam atât cu acest episod v-aș ruga. Să bușiți butonul like, să vă abonați la canal și nu-i sigur ne vorbim toată viitoare. Pa, pa! Bine, bine, boss!